Ultima incursiune a excursiei de pe ziua de astăzi. Da, 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 avem un deal care ne-a pus la treabă un pic. Se vede foarte frumos de aici de sus. Este foarte bun pentru cine se plânge că nu are timp de sală. Dacă face aici plimbarea, poate să considere că și-a făcut ziua de sală. Suntem la cetatea Enisala, singura cetate medievală care se păstrează în Dobrogea. Enisala vine de la Enisale, satul nou, pentru că ea ca fortăreață a fost fondată, se pare, de genovezi undeva pe la 1200 și se numea Heraclea. Dacă o să vă mai plimbați poate prin Dobrogea, o să vedeți de multe ori strada Heraclea, dacă nu mă înșel, în Babadag, când am venit încoace spre Enisala, exact pe strada Heraclea am avut noi de mers. Ea era o cetate folosită doar mai mult pentru a adăposti femeile, copiii, oamenii bolnavi în caz de atac, satul rămânând totuși la bază. Perspectiva, ați văzut și voi de jos, este fabuloasă în vârful dealului. Și de ce era poziționată aici? Pentru că deja suntem pe malul lacului Razem. Dar cum am povestit mai devreme și la cetatea Histria, Marea Neagră venea până undeva la bază aici. Și atunci era deja păzită natural de pe marginea apei și după aceea putea să se apere natural fiind la înălțimea acestui deal. Aici se pare că ar fi ajuns singurul domnitor român, pentru că noi nu am fost efectiv partea României și nici a Dacii, Mircea cel Bătrân, care se semna domnitor al țării românești și despot al Dobrogei. După ce a murit el undeva la 1420, toată zona aceasta a devenit pașalâc turcesc, după cum știm la istorie, 1878. Și s-a păstrat numele de Enisala și a rămas satul de jos, care este deja un sat pescăresc, pentru că vorbeam de comunități mai devreme. Aici se păstrează cea mai mare comunitate de bulgari care au rămas în Dobrogea și de asemenea și de ruși lipoveni, pe care îi mai găsim și în satul vecin, cred că sunt 5 km până acolo, de fapt se și vede undeva în zare, Sarichioi. Sarichioi, în rusă veche, ruși lipoveni, exact ce spuneam, înseamnă pământ galben. Bine, acum este mai mult stufă cel pe care îl vedem, dar cam aceeași este și culoarea pământului din zona respectivă. Și deja suntem pe malul lacului Razem, în zare. Se vede o insulă. Nu știu dacă ați observat-o atunci când v-am arătat harta de la Histria, aia este insula Popina. Pentru iubitorii de partea aceasta de geografie și de științe ale naturii, este o insulă foarte specială, este rezervație științifică. Diferența este că pe rezervație științifică noi nu avem voie. În rezervație naturală avem voie, turistic vorbind. Enisala este de altfel rezervație naturală cu pădurea, în timp ce insula este doar pentru oamenii de știință. Cercetătorii se duc acolo ca să nu se facă un trafic prea mare cu uscatul, să spunem așa. Mai nou monitorizează, ar fi găsit și niște băianjeni din aceia super veninoși, Văduva Neagră. Și preferă să țină cumva distanță, tocmai pentru a nu crea alte probleme și în habitatul lor, dar nici să nu ajungă în zonele populate de oameni. Haideți să intrăm, să vedem și câteva din turne de apărare care s-au păstrat, pentru că ele nu sunt în... Nu s-au păstrat toate, ea nu avea o formă regulată în primul rând în cetate, a trebuit să țină forma dealului și era un hexagon un pic interesant aranjat. Da, uite, avem acolo desenul, când ne întoarcem, dacă e, îl luăm. Ea, de fapt, la origine, ăsta era în forma cea mai mică, dar mai exact încă un zid de apărare, de împrejmuire. Deci ne imaginăm chiar un pic mai mare. Că de asta spuneam, nu era cu scop de locuință permanent, exact cum era cetatea Histria, ci doar de adăpostire temporară. Se vede un turn de apărare acolo foarte bine păstrat. Presupun că din cauza unor vizitatori moderni care nu au respectat zona, de aceea au și închis accesul. Că s-ar fi văzut foarte frumos de la balcon și restul doar foarte puțin vag se vede o idee de turn, nici măcar nu prea văd ferestrele genul acela de apărare, de a trage cu arcul, cu catapulte, nici nu știu exact ce sistem de apărare foloseau în perioada respectivă, dar din latura aceea o să avem o perspectivă foarte frumoasă către lacul Babadag. Pentru că aici deja este un complex de lacuri, de altfel, în zonă. Și toate conectate cu diverse canale, ceea ce face și pescuitul una din activitățile principale. De aceea, uite și culorile astea de albastru, casele, la fel, casele de pescari, erau vopsite în general cu albastru.
ce dacă cade să nu vorbească pe cineva? Păi, supun. Nu e foarte veche, e destul de recentă construcția. Asta ziceam. Perspectiva aici chiar e interesantă. Eu am făcut de vreo câteva ori și coborârea pur și simplu pe acolo. Nu m-am mai întors așa la mașină. Da. Am vrut așa un pic de adrenalină. Zona terasată, exact ce povesteam mai devreme, este cea folosită de... Era folosită înainte pentru vie. Din păcate, văd că s-a cam pierdut. Terasamentele astea, etajele astea care se văd foarte frumos. Ăla, da, mare pe care îl vedem, ăla este deja lacul Baba Dag. Dar observ că este tot numai zona lacustră aici, totul este conectat. Șoseaua continuă pe acolo, acolo chiar este o stație piscicolă și ăla este drumul spre Sarichioi și după aceea spre Murighiol și Mahmudia. În latura asta sunt dealurile Enisala și Baba Dag, pentru că Baba Dagul e la 10 km de aici. Din câte știu, astea tot în zona podișului de Baba Dag sunt trecute geografic, iar pentru zona de Măcin, oarecum, o să vă arăt din altă latură de pe dreapta noastră. Acum nu știu să vă zic ca puncte de orientare geografice. Dacă soarele este acolo, ținând cont că apune, înseamnă că acolo este vestul cu estul și celelalte ar fi sudul cu nordul, dar doar să scot tot așa busola să ne facem orientare. Sau să căutăm mușchii, ca pe vremuri, când n-aveam busole. Eu pe aici recomand încălțări foarte bune pentru a avea la fel aderență și pentru că prin zona asta Dobrogea are și două specii de vipere. Nu vor fi neapărat în zona asta populată urban, dar preventiv eu zic că este mai bine. Uite, exact ce spuneam. În stânga lacul Baba Dag, în dreapta lacul Razem. Există canal care, da, canalul principal care le face conexiunea și la fel se poate trece dintr-un lac într-altul cu Sinoie și cu Golovița. Mai este un lac în apropiere de Gura Portiței, care este și ea foarte cunoscută ca destinație turistică și de acolo ecluză și către Marea Neagră. Dar ele sunt de apă dulce, deci există doar acea ecluză, nu sunt cu apă sărată. Aici ar fi continuarea dealurilor cu podișul Baba Dag, cele din Zare de tot. Acolo deja ne apropiem de Murighiol, pare destul de aproape, sunt totuși vreo 40 sau 60 de kilometri, îmi scapă acum exact distanța. Și pentru că trecem numai prin sate, nu se poate merge repede și se face aproape la o oră. Și zona aceea, satul a păstrat unul din numele turcești, exact cum a păstrat și Baba Dag. Multe denumiri turcești s-au schimbat, undeva la 1926, dacă nu mă înșel, regele Ferdinand a românizat foarte mult zona și a schimbat satele cu nume turcești în nume românești. Ăla s-a păstrat, se cheamă Beştepe. Beş, în limba turcă, înseamnă 5 și se referea la Beş, uite că pun pumnul special, pentru că erau cele 5 munturi, ceva de genul, nu știu care ar fost al 5-lea, cred că așa, de la ăsta. Exact, colinele acelea. Da. Iar după aceea munții Măcinului sunt chiar un pic mai departe de aici. Dar și dealul acela Beştepe deja este foarte frumos, deja el este mult mai aproape de primul canal de la Delta Dunării. Se fac foarte multe excursii deja din zona respectivă. Cea mai cunoscută destinație, de fapt două, ar fi Murighiol și Mahmudia. Și foarte căutate. Dunavățul este și ea tot în zona respectivă. Și se merge cu mașina numai așa chiar pe lângă lac. Deci până acolo ai tot timpul lacul în dreapta. E foarte frumos. Mare. Da. Și foarte pitoresc. E frumos și pentru copii, pentru că de aici pot să-i fac atenți, să se uite după păsări, să se uite după cuiburile de berze. Avem diverse puncte din acestea pe care le putem observa și atunci merge și excursia mai interesant. Prima parte este mai plată și e mai greu de captat interesul. Acolo după ce avem alte joculețe. Pare că aveau niște ferestre. Păi da, din exterior se văd mai bine ferestre, dar din interior nu se mai văd așa de bine. Știu că atunci trebuiau să aibă diverse sisteme de apărare la 1200, deja erau destul de dezvoltați din punctul ăsta de vedere și mai ales după aceea, după 1400. Ia mai asta ar fi, dar culorile acum au ieșit fabuloase.
să facem și una. Da, și acum putem să mergem așa pe lângă ziduri, ca să vedem și un pic din așa zisele turnuri de apărare. Deci faptul că spuneam că era o formă pentagon spre hexagon neregulată și trebuia să aibă și aceste turnuri un pic ieșite în față. Dar doar că nu și-au păstrat și înălțimea. Căsuța este o construcție recentă pe care au făcut-o să se încadreze totuși în peisaj. Mi-a plăcut că până și toaleta de jos de la parcare este introdusă în peisajul alb-albastru. Iar aici au făcut ei un mic muzeu. Obiectele mai importante nu sunt expuse aici, sunt expuse la Muzeul de Istorie de la Tulcea, pentru că ei aparțin de Muzeul de la Tulcea. Deja suntem în județul Tulcea aici. Sunt sub formă de panouri, exact cum le aveam și la scara de la intrare, care explică inclusiv partea de antichitate pe care au găsit-o aici, pentru că se pare că au găsit niște resturi de așezare umană mai vechi de atât, inclusiv partea de floră și de faună, pentru că ziceam că suntem deja în rezervație și noi avem aici o garofiță de Dobrogea. Da. Și e făcută destul de bine faptul că le avem și în română și în engleză. Deci se poate, da. Iar aici ei își arată doar partea lor de județ. Deci noi suntem acum, uite, Orga Mea Argamum, de care a spus și domnul Stan dincolo, care este chiar lângă Jurilovca. Și noi suntem un pic mai jos, dacă aici e Jurilovca. Cu lacul Sinoie. A, cetatea medievală. A, cu Enisala. Da, pentru că noi am venit pe la Babadag, așa, n-am venit pe la Jurilovca. A, e foarte tocită, deci toată lumea cred că a dat cu degetul. Și ei au foarte multe astfel de așezări. Uite, Murighiol, lacul Razem, de care spuneam și aici, insula Popina, că îi apare foarte aproape când ne uităm de aici de sus, dar de fapt este ceva distanță. Și de aici traseul acesta este superb, până aici, Murighiol și cu Dunavățul. Sau dacă nu, în sus, către Tulcea, în timp ce Măcin este aici. De asta spuneam că nu vedem neapărat Munții Măcinului, pentru că ei sunt în zona asta. Nu e ceva m-a arătat, Beștepe, uite-l aici, cel pe care îl vedem de aici, de la Enisala. Deci perspectiva este extraordinară. Ca priveliște. Este, cred că, și singura cetate pusă într-un vârf, așa, din care să ai o perspectivă. A, și mai are o idee foarte interesantă. De aici începe, din punct de vedere administrativ, ca suprafață, rezervația naturală Biosfera Deltei Dunării. Pentru că deja, uite, avem cu lacurile și aici sunt numai lacuri și deja este zona aceasta a Deltei Dunării care este protejată, da. Da, nici eu n-am făcut-o pe toată până acum. Am doar câteva zone bifate. Te vorbeam și din Niculițel. Niculițel cu Basilica, da, pe care să-l facem într-un episod împreună cu Tulcea, ca să fie tot așa o zonă compactă și merită și el. Și Brăila și Galați, la Brăila și-a căutat drumul la pod, știi, ca să filmăm podul ăla nou. Au făcut podul, nu au făcut drumurile de legătură. Mai au de făcut primăriile locale. Japonezii au terminat podul cu 2 luni înainte decât estimaseră. Da. Așa. Ia să vedem. A, deja au trecut, da, la povestea cetății medievale și cum a fost descoperită. E bun oricum ca prezentare. Pentru că îți dă tot ce ai nevoie ca informație foarte bine structurată. A, uite, de aici se înțelege exact ce spuneam. Deci noi am vizitat doar arealul de sus, care păstrează turnul mare. Și de aici ne-am uitat noi către Babadag. Și al doilea zid era mai jos. Dar mai există zid? Păi nu, că asta mă uitam acum, că n-am mai văzut nimic de genul ăsta. Nu știu dacă aici pur și simplu le-au simulat sau cândva le descoperiseră în momentul în care au descoperit cetatea în sine. Nu-mi dau seama. Nu pare asta? Ar putea, da, eu n-am văzut, nici venind cu mașina, n-am văzut nimic și nici aici în jos, pentru că eu am mai coborât pe aici, așa, și nu țin minte să fi văzut zidul ăsta, deci chiar pe aici am mai făcut eu așa niște semidrumeții.
Da, uite aici zice de roci, cretacice, triasice, blocuri exotice și nisipul este cuarț roșu brun, găsit pe plaja de la lacul Razem, Capul Iancina și dealul Călugăra. Astea nu le știu, nu le-am vizitat așa mici, presupun că ăștia localnici le știu sau geologii care verifică zona. A, obiectele care s-au descoperit la momentul respectiv și astea sigur sunt expuse dincolo la Tulcea. A, și la un cadrat la secolul XIV, adică exact ce ziceam, undeva pe la 1300. Întotdeauna existând așezare urbană, cu siguranță exista și zona de cimitir. Da, uite, exact asta se vede cum era la origine, știi, cu turnurile și cu intrarea și zidul. A, e Nisala Palanca, deci asta înseamnă că este undeva în zonele limitrofe pe aici, pentru că tot timpul având zone cu foarte multă apă, da, oamenii întotdeauna s-au așezat lângă apă dulce și cu siguranță s-au tot găsit. La fel, harta aia a Dobrogei de la Muzeul de la Histria ne-a arătat câte resturi din astea de locuințe au găsit în foarte multe zone, dar că nu sunt conservate, nu sunt puse în valoare. Și atunci de asta lista mea de vizită devine mai mică în momentul în care planificăm. Uite la Floră, de care ziceam, vezi că avem foarte multe, foarte interesante. Asta este Garofița. Garofița. Da. De stâncă. Și e micuță. Deci chiar e de câțiva centimetri și floricica mică. Clopoțelă Dombrogean, că nu e brândușa. Campanula, seamănă. Da, seamănă. Dar e destul de comună campanula, adică eu am găsit-o foarte des. Și floricica aia albă, nu mai știu cum îi zice, da, popular. Și aia, da. Și floarea de piatră, de care ziceam. Deci am arătat-o mai devreme, doar că aici e în forma primăvaratecă și e mai verde, mai frumoasă. Asta va fi tatuajul meu nou, cu Diantus. Că de la Diana, Diantus, okay. Să-mi fac garofița. Și zona de pietre. Exact ce spuneam mai devreme la cealaltă cetate, faptul că avem partea asta de geologie foarte bine documentată și având munții și toate dealurile astea cu vechime de unele de peste 6.000 de ani, mai ales în zona Măcinului, studenții la geologie vin special pentru școală de vară. Și o mini-bibliotecă de la Muzeul de la Tulcea. Sunt foarte activi pe partea de publicații academice. Și eu mi-am, de câte ori ai văzut și acum când ne-am oprit la casa de bilete, direct la cărți m-am oprit și acolo la Tulcea când ajung mă uit să văd ce au mai scos. Și pentru masterat m-au ajutat. Mi-au trimis materiale, unul mi-a și răspuns la chestionar. Încheiem aici turul nostru de astăzi. Mulțumim, Diana, pentru toată incursiunea de astăzi și pe data viitoare. Da. Următorul episod o să avem alte două cetăți tot la fel pe care să le explorăm și mă gândesc să văd ce surprize vă mai aduc și acolo pe parcurs. Mă bucur că v-a plăcut. Mulțumim!